Voi explica de data aceasta ce înseamnă 50% zarzavaturi și 50% trei cereale sau două cereale și un tubercul. Este foarte simplu, această dietă nu este recomandată în cazul persoanelor care sunt clinic sănătoase. Este recomandată doar în cazuri speciale pentru anumite patologii sau pentru anumite probleme pe care persoana le are și voi trece să explic. 50% din farfurie va fi compusă din zarzavaturi și aceste zarzavaturi pot să fie 10% rădăcini, 30% tulpini, 30% fructe ale zarzavatorilor și 30% frunze. Sau, în funcție de ceea ce dumneavoastră aveți, de data aceasta avem, nu avem uh, tulpini, dar avem mai multe fructe ale zarzavatorilor și mai puține frunze. Așa că, în funcție de plăcerea pe care o aveți, în funcție de posibilitățile pe care le aveți, dumneavoastră veți alege. Și anume, avem ceapă, avem morcov, care trec la categoria rădăcini sau rădăcinoase, după aceea avem fructe ale zarzavatorilor care sunt ardei, roșii, roșiile, în anumite patologii, în anumite momente nu vor fi folosite datorită faptului că conțin, ele conțin acid oxalic și acid oxalic este o problemă în, pentru anumite persoane, la fel ca și verdele închis. Când spun verde închis, mă refer la frunze și mă refer la uh, flori. Adică, spanacul este o frunză închisă. Mulți m-au întrebat cum e, care e diferența între verdele închis și verdele deschis. E foarte simplu. Luați o frunză de salată verde sau lăptuci și faceți comparație cu celelalte culori verde, adică spanac și alte urzici și lobodă, eu știu altceva pe care dumneavoastră îl ve îl veți dori să-l utilizați. Este verde închis și atunci verdele închis în anumite momente nu se va folosi. Evident, după anumită perioadă se va putea folosi și verdele închis și roșia. Și aici avem Avogado, care nu este recomandat să se folosească împreună cu fructele și avem și uh, varză, care este frunză. Evident că anumite lucruri pe care le folosim acum, de exemplu varza, nu vom folosi pentru cei care au anumite probleme, ca de exemplu tiroidă, datorită, de fapt, uh, tot ceea ce, ce înseamnă uh, varză, ridichi, uh, brocoli, și conopide. Toate aceste lucruri nu se vor folosi pentru cei care au anumite probleme cu tiroida. Dar dumneavoastră veți putea alege ce vă face plăcere. Salată verde nu avem aici, dar puteți să folosiți, puteți să uh, folosiți și sparanghel, puteți să folosiți și tulpin de ceapă. Sunt multe opțiuni. Aici avem și măsline, evident că e posibil să nu le aveți la îndemână, dar dacă le veți avea, nu e nicio problemă. Întotdeauna vom folosi ulei de măsline sau un alt ulei pe care dumneavoastră îl aveți la îndemână. E nevoie de acizi grași plus sare după gust. Și în loc să folosim oțet, vom folosi lămâie. Acesta este 50% din farfuria dumneavoastră. Cealaltă parte, 50%, repet, în anumite momente specifice și datorită analizelor pe care, pe care, le veți prezenta, se recomandă 50% trei cereale și aici avem orez, aici avem quinoa, nu să puteți să folosiți mult mai multe cereale pentru că le aveți în, în obiceiul dumneavoastră, de exemplu, porumb, ovăz, orz, mei, secară, toate aceste lucruri le aveți la îndemână. Evident și grâu, când spun grâu mă refer la pâine, avem trei cereale sau putem să decidem să folosim două cereale, adică am ales la voia întâmplării orez cu pâine și un tubercul. Când spun tubercul mă refer, poate să fie cartof dulce sau poate să fie tradiționalul cartof. Cartoful cum se va, se va face? Cum se vor face toate aceste cereale? Cum vă doriți dumneavoastră? Numai la cartof să nu fie prăjiți, adică prăjiți în ulei. Copt, fiert piure de cartofi, nicio problemă. Orez, poate să fie în sarmale, poate să fie cartofi cu orez la cuptor sau eu știu, un alt cereal pe care vi-l doriți. Și atunci, jumătate va fi din farfuria noastră, va fi salată, și cealaltă jumătate va fi două cereale și un tubercul sau trei cereale. Așa cum vă spuneam, de data aceasta avem o farfurie 50% zarzavator și 50% trei cereale sau două cereale și un tubercul. Și aici avem deja cântărit uh, salată, care este 350 de grame, plus trei cereale, care sunt iar 350 de grame. Cerealele vor fi împărțite în părți egale. Adică din 350 de grame, asta le împărțiți la 3 și vă dă o cantitate exactă din fiecare cereal. Așa că avem aici jumătate, așa cum am explicat ingredientele pe care vi le-am arătat la început, le avem aici, în ceea ce numim acum salată, plus aici avem orez plus quinoa și pâine în părți egale. Asta corespunde gram, din punct de vedere al gramelor. Așa că aici avem un, o dietă în farfuria asta, jumătate salată și jumătate trei cereale. Acum, poate că sunt persoane care nu vor dori să mănânce pâine. Nicio problemă. Avem cartofi. În ocazia asta avem cartof dulce. Dar dumneavoastră puteți să folosiți un alt cartof, de exemplu, un cartof tradițional pe care, care vă face plăcere. Cum îl veți pregăti? Va fi copt la abur, fiert, nu contează. Dar nu va fi prăjit. Așa că avem două cereale și un tubercul. Sau, cum am spus înainte, avem trei cereale. Toate aceste recomandări vin doar în cazuri specifice pentru o anumită perioadă și datorită. Constatărilor din punct de vedere al analizelor medicale. Așa că nu vă speriați, această, această farfurie este foarte delicioasă, nu o să puteți să schimbați ingredientele după gustul pe care îl aveți, dar totdeauna ținând cont de recomandări. Adică jumătate va fi, uh, vor fi zarzavaturi și cealaltă zar, uh, jumătate vor fi trei cereale sau două cereale și un tubercul. Spor la treabă, vă dau asigurarea că este foarte delicios. Așa că poftă bună!